Încă 18 minute și poca acasă. Vai schimbul de noapte, Marina. Doar sper să nu se întârzie 30 de minute, ca data trecută, acum două zile. Autobuzul nu va aștepta pe Valeria, iar nu are bani pentru taxi. Mai bine zis, are, dar nu-și poate permite să cheltuiască niciun ban în plus. În curând va merge Ruslan la școală și încă nu a fost cumpărată toată dotarea. Dacă Marina se întârzie din nou, va trebui să meargă 10 km pe jos. Și trebuie să treacă și prin supermarket, nu va ajunge acasă înainte de miezul nopții. Ce nenorocire! Sigur, Ruslan e un băiat bun, fără probleme, știe deja. Când Valeria nu e acasă, nu trebuie să deschidă ușa nimănui. Și nu trebuie să facă gălăgie. A învățat de timpuriu să citească copilul inteligent și acum, cu siguranță, stă liniștit pe canapea cu o carte. Sau poate desenează. Sau joacă un joc de șarpe pe telefonul mobil vechi. Valeria intenționa să-i cumpere un telefon nou nepotului ei cadou pentru prima zi a cunoașterii din viața lui. Ruslan acum se teme să pornească televizorul. Și dacă se antrenează cu un film, vecinii vor auzi și vor da de știre, ce înseamnă că tanti nu are grijă de copil. Asta s-a întâmplat deja în mica lor familie. Vecina din apartamentul de vizavi, o tanti enervantă cu fața îngustă, asemănătoare cu o șoarece vegetală, se pare că îi spionează în mod special și apoi de semnal. Cu alte cuvinte, face sesizări. Mai lipsea o vizită a autorităților de protecție. Data trecută, Tatiana, funcționara cu voce aspră, deja i-a spus că sunt sub observație, ne amintim de familia voastră, vă știm pe toți ca pe niște oameni fără minte, că mama voastră, Valeria, era neglijentă, nu mai vorbesc despre sora ta prețioasă. Nu știu cine v-a permis, Valeria, să-ți dați copilul. Genele, știți, nu le poți zdrobi cu degetul. Voi face tot posibilul ca Ruslan să fie luat de la voi și să fie adus în orfelinat. Acolo au grijă de copii în mod normal, trăiesc în curățenie, nu suferă de foame și nu stau singuri în fiecare seară. Valeria a avut teamă de Tatiana încă de mică. Prima dată când a fost specialist în protecția copilului, a fost director ajunt în școala ei. Nu era iubită și era numită în spate noptieră. Din cauza kilogramelor în plus și a caracteristicilor corpului, arăta ca un cub. Ajungta știa cu siguranță cum să se poarte cu copiii, deși nu avea copii proprii. Nici soț nu avea. Tot timpul libertatian Tatiana îl dedica muncii. În general, nu numai că înlocuia directorul, dar ținea și lecții de desen și muncă manuală. Așa se numea atunci materia tehnologie. Și ce necaz pentru cei nefericiți care nu știau să folosească mașina de cusut. Noi nimănui nu-i vom da mâna leneșei și nesăbuitului Carina în căsătorie. I-am explicat de o sută de ori cum să schimbe ața în mașină. Dar Carina noastră, se pare, tot timpul gândea la băieți. Din cauza slăbăciunii tale, ai uraților. Carina este ea, Valeria. Aceasta i-a fost numele atunci. Nu avea pe cineva să o învețe să coasă. Colegele de clasă știau să facă asta mamele sau bunicii. Nu au existat lecții de muncă manuală în care puteai învăța să cusături întregi ani și jumătate. Au spus că Tatiana era bolnavă și nu a fost înlocuită. Și când s-a însănătoșit, a declarat în primul rând că timp de un an toți trebuie să învețe să folosească mașina de cusut singuri. Și cine nu a reușit să facă asta într-un an? Ca de exemplu Carina. Leneșa. Ea li se potrivește cel mai bine în școala pentru copii cu retard mental. Apoi în închisoare. Acolo cu siguranță o vor învăța să coasă mănuși. Nimeni nu știa de unde îi vin cunoștințele noptierei despre viața dincolo de sârmă ghimpată. Copiii nu au îndrăznit să o întrebe despre asta, nimeni nu dorea să-și atragă furia asupra lor. Era mult mai interesant să o privească cum se bate joc de Carina. Această piesă de teatru putea dura o oră întreagă. O distracție excelentă! La a doua oră de economie domestică, noptiera citea rapid un alt fragment din manual și în cele din urmă permitea elevilor să înceapă să lucreze. Și începea o adevărată circ. Carina, ar fi bine să-ți speli mâinile. Mă tem că îți vei murdări mașina de cusut. M-am spălat înainte de oră, se scuza Valeria. Tatiana se apropia rapid de ea. Se mișca cu o viteză uimitoare pentru o doamnă atât de precisă. Lua de mână, arătând clasa, care era epuizată de râs, palma valeriei. Dacă vă doriți să vă căsătoriți, fetelor, niciodată nu vă mușcați unghiile, așa cum face neglijenta Carina. Ce dezgustător! Toate degetele sunt pline de cerneală. Mai bine nu vă apropiați de ea. Cu siguranță vă va infecta cu ceva groaznic. Uitați-vă doar la ea. Rochie și fonată, totul parcă într-o ceață. Fetele! Ce ați mâncat azi dimineață în cantină? Puține recenzii. Carina, avem un meniu viu. Toți cei care se uită la ea imediat știu cu ce îi hrănesc pe elevi. Nu doar astăzi, ci și ieri și săptămâna trecută. Această rochiță nici măcar nu o spală de ani de zile. Valeria, spre bucuria colegilor, începea să plângă. Cum de poate fi așa de neîndemânatică? Mama ei este practic un model de frumusețe și stil. Și de ce minte Tatiana că rochea Valeriei este murdară? Mama se asigură în fiecare dimineață că uniforma școlară este curată. Cine este de vină că pe drum spre școală, în special în zilele în care sunt ore de muncă? Valeria are mereu ceva. O pisicuță o înconjoară pe stradă și ea se întoarce acasă cu animalul găsit, pentru ca micuța ființă să nu îndețe afară apoi mașina îi stropșește hainele, apoi băieții îi aruncă în farfurie acea omletă prost gustos pentru micul dejun, asemănător unei bureți de spălat vasele. Și colegii știu cum noptiera se joacă cu Valeria și își pare foarte rău că orele de muncă se desfășoară într-o altă clasă. Tortura se încheia aproape întotdeauna în același fel. Doi pentru tine, Carina. La sfârșitul fiecărui trimestru, ultima frază a noptierei se schimba puțin scriem 3, dar două le calculăm. Din nou, leneșa noastră a scăpat. Dacă nu am fi criticați de către educatorii pentru notele proaste ale acestor retardați. Karina ar fi rămas pe anul 2 de mult timp și nimeni nu ar fi observat notele ei bune la celelalte materii. Ce folos sunt notele tale de 5 la matematică și limba rusă, Karina, dacă nu poți coase lenjerie intimă elementară soțului? După aceste cuvinte, toți, cu excepția Valeriei, râdeau. Ea a fost numită pantalon în clasă. Asta e cum i-au spus timp de 11 ani. Hei, pantaloni, dăm copia. Sau chiar așa. Hei, pantaloni, tricourile pentru iubitul ei sunt deja. Odată, deja în clasa a noua, când odiosul substrat al orelor de muncă a rămas în urmă, băieții le-au pregătit fetelor o surpriză de 8 martie. Dimineața, pe mesele fetelor de clasă zăceau flori. Chiar și pe al Galinei Bălan, care era urâtă și grasă, și de la care mereu mirosea neplăcut. Chiar și pe cel al Nataliei Timofte, care era proastă și a repetat de trei ori în clase diferite, și care acum profesorii și-au propus să scape de ea și se străduiau din răsputeri să-i dea note slabe la toate materiile. Nu era ușor să facă asta. Cititul și scrisul obișnuite erau grele pentru Natalia, iar să calculeze nu reușea nici măcar cu ajutorul unui calculator. În general, tuturor, cu excepția Valeriei, li s-a pregătit o glumă specială, posibil cu ajutorul fetelor, un cadou special, un kilot uriaș în buline de bărbat. Oricum nu te vei învăța să coși, pentru că ești leneșă și proastă, dar noi, prietenii tăi, am făcut totul pentru tine, a anunțat Oleg Sârbu, liderul clasei, un linge mătâmpit cu buzele umede de salivă. Nu-ți mulțum pantalonii! Poți căuta în siguranță un soț acum! Chiloții pentru el îi ai deja. Vei avea nevoie, într-adevăr, de mult timp. Nu te pricep la gospodărie, și nici nu te-ai născut frumoasă. Dar nu-ți face griji, te uiți la pensie și un elefant oarbă va fi atras de tine. A izbucnit în râs. Probabil că chiar era amuzant. Partea de carne a unei persoane pentru care bucățica de material oferită ei ar fi fost potrivită ar fi trebuit să aibă dimensiuni ca ale hipopotamului. Oleg era mulțumit de efectul produs și zâmbea, uitându-se la colegii lui care îi plăceau să-i bată ghiozdanul în pauză sau să scuipe în secret după el râd, deci aprobă. Poate că de data asta nu îl vor bate pe drum acasă, nu se vor amuza de noului telefon roz pe care îl cumpărase mama. Mama nu înțelege nimic despre lucrurile normale. De ce a luat acest accesoriu groaznic de fetișcană? Dar nu contează. Acum, în clasă, în sfârșit, va apărea un nou obiect de batjocură. Cine, dacă nu o leg, știe totul despre bilin? El însuși a preluat postul după ce predecesorul său, Vadim Grosu, s-a mutat într-un alt oraș. Sârbu nu știa că momentul lui de glorie avea să fie doar o clipă. În ziua următoare, ghiozdanul lui va fi folosit ca minge de fotbal în pauză, iar telefonul, care i-a adus atâtea minute neplăcute, va fi scufundat în toaletă din întâmplare. Dar acum se bucura de atenția generală privind în jur și asigurându-se că liderul recunoscut al elevilor, Vladimir Burca, nu-i dezlipise privirea, Oleg și-a umplut gura de saliva și a stropit rochia Valeriei. du acasă, pantalonaș, învață să speli zdrențele pentru viitorul soț. Valeria a ieșit din clasă ca să nu se ruineze în fața tuturor. Nici nu-i lipsea să încânte acești idioți cu o isterie. În acea zi, nu a mai apărut la ore și după sărbătoare a cerut mamei să o transfere într-o altă școală. În oricare, la marginea pământului. Ea i-a cerut asta mamei și înainte, dar în zadar. În această școală, mama însă și-a învățat cu mult timp în urmă, iar în toamnă, sora mică a Valeriei, Carina, trebuia să meargă la aceeași școală. O școală excelentă, cea mai bună din oraș, a dat din numeri mama. Nu ți-ai dat seama. Poate problema e în tine. Întregului clasei nu-i poate umbla capul unui singur elev, dacă el nu a făcut nimic rău. Încă suntem prieteni cu fostmei colegi de clasă, cu excepția Valeriei. El se plângea și se plângea mereu. În cele din urmă am impus boicot asupra lui. Reconsidereți comportamentul, dragă, și oamenii se vor simți atrași de tine. Dar ei mă numesc neglijentă și mă aruncă geanta în toaletă. Și tu mai ai strat pentru asta de multe ori, nu a rezistat Valeria. Fetele au primit flori de ziua femeii, iar eu pantalonuri iași urâți, iar ei râdeau. Asta înseamnă că trebuie să fiu mai atentă cu mine și cam asta e, mama dădu din numeri, aprinzându-și o țigară cu alta. Era redactor la o mare editură și fuma mereu, explicând că e din cauza stresului la locul de muncă. Într-adevăr, porți haine într-un mod foarte neatent. Alții parcă nu se murdăresc. Încearcă și vei reuși. Doar ești fată, nu un măturător de coșuri. Probabil băieților chiar nu le face plăcere să vorbească cu tine. Mereu alergi după niște animale fără adăpost. Nu-i de mirare că-ți murdărești hainele. A rezolvat problema, ciudat dar adevărat, vinovata principală a hărțuirii, Lada. Partea ei preferată a muncii ei era vizitarea familiilor elevilor. Alți profesori nu prea le plăcea să meargă în apartament scăpărilor, cu atât mai mult că trebuia să o facă seara, după program, pentru a fi sigură că părinții sunt acasă. Dar Tatiana era, în primul rând, singură, în al doilea rând, curioasă. În plus, ea știa bine că părinții întotdeauna răsfăță profesorii în vizită cu ceai, însoțit de cele mai bune bomboane și dulciuri. Nu vor să-și facă de rușine. Le respectă. Lada nu a găsit imediat casa potrivită. În schimb, a vrăjit în jurul Mahalalei. Afară mai era răcoare, era doar începutul lunii martie. Primăvara doar pe calendar. Interesant cu ce o să o hrănesc la Carol. Ar fi bine dacă ar pune pe masă sandvișuri cu icre și salam fumat. Aceste mâncăruri inaccesibile pentru ei au fost oferite la domiciliul directorului combinatului, Romanov, a cărui fiu organiza frecvent tot felul de ghidușii. Adjunctul a verificat din când în când în scrisorile din caietul special. Așa, Karina Valeri, mama Iradia, redactor șef al editurii. Tatăl, Ion Sergeevici, inginer proiectant la același combinat condus de Romanov. Ei în mod sigur sunt în mare dificultate. Bătrâna zâmbi, așteptând o seară plăcută și se uită la ceas. Fiind ora 8, era timpul să cinăm. Excelent, asta înseamnă că azi nu trebuie să gătesc nimic. Din nou, economie. Ai economisit, să zicem, ai câștigat. Da, un nou bloc de apartamente. Deci, au cumpărat recent un apartament. Tatiana a împins hotărât ușa de la intrare, respirând greu de la efort și a urcat la etajul 3. Ascensorul nu funcționa de ceva timp. Pe ușă era un afiș cu scris reparații. Iată apartamentul 51. Lada a apăsat hotărât butonul de la sonerie și a auzit un lătrat strident. Doar asta ne mai lipsea. La Carol este un câine, sursă de infecție. Dacă i-ar da în voie. Ca pedagog adevărată, ar elimina toți acești purtători de purici, iar da foc cu cherosen. Carol nu se grăbea să deschidă ușa, dar ușa apartamentului din față se deschise ușor. Era imposibil să te odihnești după serviciu. Ce mai tare se poate, a zis vecina, vopsită cu fața subțire. Din nou, oaspeți! Din nou, acest câine surlă. Eu o să chem poliția! Și ce? Au adesea oaspeți! A întrebat noptiera, simțind că a găsit o aliată. Da, mereu! Dar ce să le faci? Nu ai nicio autoritate asupra lor! a intrat în conversație încă un participant, de asemenea locatar, într-un apartament opus. Probabil soțul acestei blonde slabe a înțeles Tatiana. Mă numesc Pavel. S-a prezentat ca un cetățean masiv, miustăcios. Pavel. Sunt scriitor, autor de romane istorice. Nu arăta deloc ca un scriitor, cum își imagina noptiera în această profesie creativă. Pavel era un bărbat masiv și neîngrijit, cu miustăți roșcate, îmbrăcat în uniformă camuflaj. Pe capul lui de istoric strălucea o baretă albastră. Probabil tocmai venise de la serviciu. A înțeles, auzindu-i numele, și în rândul său s-a prezentat: Tatiana, directorul adjunct al școlii. Probabil Valeria a făcut ceva rău, presupuse răutăcioasă blondă. Exact, a confirmat noptiera cu bucurie și, nerăbdătoare, întrebă. Astfel de oameni, precum Valeria Carina, nu au loc în clasa a 10-a, ci la un colegiu tehnic. Nu știu cum au reușit părinții să o convingă să rămână în școală pe leneșa asta. Ușa apartamentului, Carina s-a deschis brusc, și pe prag a apărut o femeie înaltă cu o coafură scurtă. În mâinile ei, țigara îi se topea. Cu ce vă pot ajuta? A întrebat gazda și imediat, fără pauză, a strigat undeva în adâncul coridorului, încuiați câinele în cameră, avem vizitatori. Vecinii s-au evaporat, strigând pentru ultima oară ceva despre fumătorii zeloși, care, privindu-le pe el, vor să ardă casa. Noptiera a trebuit să se descurce pentru toți. Iradia sunt inspector școlar pentru activitatea educativă. Cum îndrăzniți să fumați? Aveți copii! Carina cea mare a măsurat-o pe noptiera cu privirea. Nu vi se pare că asta e doar treaba mea. Să fumezi în propriul apartament sau să crești iepuri. Fica dumneavoastră nu merge la ore. Pot să aflu motivul. A răspuns Tatiana și a trecut la atac. Permiteți-mi să intru. Vă permit, a acceptat Carina neașteptat. Strigați în tot scara, deloc înrăită, la care noptiera se obișnuise. Speranțele la o cină gustoasă și copioasă au dispărut sub ochii ei. Discuția a avut loc în bucătărie în acompaniamentul lătrăturilor câinelui. Noptiera nu i-a fost oferit ceai. Auzind opinia Tatianei despre abilitățile intelectuale și indecizia fiicei mari, Iradia nu și-a schimbat nici măcar expresia feței. A aprins încă o țigară, a lăsat fumul să ajungă direct în fața oaspeților și a spus calm, du-te afară. Mâine vom veni după documentele tale de la biserica voastră. Dar acum e finalul anului. Fata ta nu va merge la nicio școală. Noptiera a jelit. Cine v-a spus că fiica mea va merge la o școală? Eu și soțul meu vom găsi o școală mai decentă. A remarcat Carina și a strigat tare: Ion, oaspeții noștri pleacă deja. Ajută-o să găsească o ieșire. Și a adăugat, adresându-se noptierei: Ce întâlnire neplăcută! E bine că nu ne vom mai vedea. La revedere! Odată ce ușa s-a închis, educatoarea a început să sune la ușa vecină. Pavel a deschis imediat. Se pare că a spionat, a înțeles noptiera. Tatiana nu știa încă de ce avea nevoie de această cunoștință, dar simțea că acești oameni vor fi de folos în viitor. O nouă școală a fost găsită a doua zi. Chiar dacă a trebuit să meargă aproape o oră pentru a ajunge acolo, cel puțin acolo nimeni nu știa că Valeria era proastă și urâtă. Ea și-a făcut prieteni. Tatiana a fost solicitată să renunțe în curând. Ea bănuia că insuportabila Carina s-a plâns la departamentul de educație. Era de așteptat. Dar altceva era supărător. Nici directorul fabricii de romanțe, nici soția sa nu s-au ridicat în apărarea educatoarei. Ce ne recunoscători. Noptiera și-a găsit rapid un nou loc de muncă. S-a eliberat un post în departamentul de protecție a copilului. Se plătea mai puțin acolo decât în școală, dar această activitate s-a dovedit mult mai interesantă decât cea anterioară. Fosta ajuntă a directorului pentru activitatea educativă a obținut adevărata putere. Mamele plângeau când li se amenința culoarea copiilor pe baza unor denunțuri calomioase. Mereu se găseau motiv. Lipsa cerealelor, supa nepregătită, copilul nu învață bine. Părinții erau de vină. Nu reușea întotdeauna să ducă lucrurile până la capăt. Uneori, instanța, nu știu de ce, lua partea familiei. Dar noptiera știa cum să obțină o victimă. Valeria se uita din când în când la ceasul de mână. Această bijuterie elegantă din aur îi fusese oferită de genadie la prima aniversare a anunții. Atunci aveau 28 de ani, erau îndrăgostiți unul de altul. Valeria credea că va fi întotdeauna așa. Uită-te, bătrânule, ce am adus pentru tine. Valeria nu a apucat să-i deschidă soțului ușa, că acesta a luat-o în brațe și a învârtit-o, apoi i-a înmânat o cutie grea. Aur fără diamante, dar cu grenadele tale favorite. Le vei verifica la ce oră am venit acasă și să-mi bați capul. Oh, grosu! S-a bucurat Valeria. Ești atât de minunat! În acel moment a sunat telefonul. Valeria a aruncat o privire la ecran. Probabil mama vrea să-și felicite fiica mai mare cu aniversarea. Salut! A răspuns bucuroasă și a auzit hohote în receptor. Ce s-a întâmplat? Carina este însărcinată. Plângea mama. Copilul meu are deja cinci luni mari. Ea a abandonat școala. Nu mă pot descurca singură. Tatăl Valeriu și Carina muriseră până atunci, iar mama ieșise la pensie. Fi liniștită, vin imediat, a răspuns Valeria și s-a dus să se îmbrace. Așteaptă, s-a revoltat Ghenadie. Avem aniversarea noastră. Am rezervat o masă lăuntrică în restaurant cu o lună înainte. Are mama ta rușine, ar fi putut să nu ne strice sărbătoarea. Asta s-a întâmplat deja. Hai să mergem acolo pentru puțin timp și apoi în restaurant. Valeria știa foarte bine cât de mult efort i-a costat pe Ghenadie să rezerve locuri în cel mai popular local din oraș. Și-a făcut eforturi și a zâmbit drăgăstos soțului. Acolo îți voi oferi surpriza mea. Totul a ieșit complet diferit decât plănuise ea. În loc de salutări și urări, mama a anunțat de la ușă și de ce l-ai adus pe gennadi aici? Asta este treaba noastră de familie. Eu, Iradia, într-un fel sunt și eu membru al familiei. A ironizat el, aceasta este cea mai originală aniversare a anunții pe care am avut-o ocazia să o aud astăzi. Sacra a izbucnit în lacrimi. O faci în mod intenționat. Ai decis să mă amintești că Karina nu are soț. Voi aștepta în mașină. Nu întârzia, te rog, a spus Ghenadie Valeriei și a închis ușa cu zgomot. Cum îndrăznești să mergi pe la restaurante când nu este fericire în familie? S-a inflamat mama la Valeria. Nutriția unui cop nu este o bucur. Întrebă Valeria încet. Credeam vestea mea o să te bucure. Eu și Ghenadie așteptăm un copil. Nu lipsea și asta. Strigă mama și cu un gest teatral își apucă inima. Cât e termenul? Zece săptămâni. Slavă Domnului! Mai avem timp să scăpăm de copil! Aruncă mama! Cu o nebună nu se poate face nimic. Măcar tu să nu fii nebună! De ce ai vrea să te încarci? În curând vei avea un nepot. Te vei obosi cu el la început, Valeria și-a pierdut vorbirea. Apoi a încercat să-i explice mamei că nu are dreptate. Ea a ieșit rău. Mamă, sunt o femeie matură. Am decis să dau naștere. Ce e atât de înfricoșător în asta? Da. Și cine ne va ajuta nouă? Cu o singură pensie a mea nu putem trăi în trei. Un copil este o plăcere scumpă. Ascultă, mămică, mi-a fost gândul să-l aibă în vedere Carina. Nu a rezistat Valeria. asta e tot. Văzând fața plânsă a soției, Ghenadie și-a strâns pumnii uită de drumul către această casă. Nu le vom permite să-și strice sărbătoarea noastră. Hai să mergem la restaurant. Valeria a țipat brusc și s-a apucat de burtă. Ghenadie, astăzi nu cred că o să ajungem la restaurant. Trebuie urgent să merg la spital. Trebuie să-i salvez pe micuțul nostru. Aceasta a fost surpriza pe care voiam să ți-o fac în altă atmosferă. Nu am reușit să păstrez sarcina. Gena Ghenadie avea un chip mai întunecat decât un nor. El și-a folosit toate mijloacele pentru a-și îndepărta gândurile triste ale soției. Însă Valeria nici măcar nu a încercat să iasă din întunecata groapă a depresiei. Nu putea să lucreze. Făcea curat și gătea ca pe pilot automat. În patru și jumătate de lună, nici mama, nici sora nu au încercat să intre în contact cu ea să spună măcar un cuvânt de încurajare. Un alt telefon de la mama a sosit la începutul lunii februarie. Am devenit bunică, iar tu ai un nepot. Carina va fi externată poi mâine împreună cu bebelușul. Va sta acasă timp de o lună, apoi se va întoarce la școala de seară. Destul cu statul pe loc, am nevoie de ajutorul tău. Destul de ciudat, tocmai micuțul pe nume Ruslan a ajutat-o pe Valeria să se redreseze. Gena Die, care considera în mod fundamentat că Carina este vinovată a nefericirii, era la început împotriva ca soția să petreacă aproape tot timpul liber acolo, dar fiind convins că grija pentru nepot are un efect pozitiv, s-a liniștit. Nemulțumirea iradiei a fost întotdeauna cauzată de Carina. Ea nu a terminat școala. Nici băiețelul nu era prea interesat de frumoasa aceea strălucitoare. Într-o zi frumoasă, când Ruslan împrimise deja cinci ani, a anunțat mamei că a întâlnit destinul său și pleacă în capitală. Ce am de făcut aici? Nu vreau să fiu toată viața aglomerată la serviciu ca tine și tata, a spus Karina. Înainte de pensie o să mă dea cu piciorul, o să fiu nevoită să mă zbenguiesc. Trebuie să-mi fac viața. O să-l cunoști pe alesul meu. Îl întreba Iradia. În acest mediocru nu-l voi duce, cu siguranță nu o să-ți fie dor de Ruslan. Karina s-a încruntat. Am o poveste uluitoare, mamă, a spus ea, punându-și mâinile pe piept. Toată viața mai considerat curvă, ca și restul. În ciuda faptului că m-am întors acasă târziu și nu am acordat o atenție mare studiilor. Nu am avut niciun prieten. Îmi plăcea mult mai mult să mă joc cu sentimentele colegilor mei proști, ca să pice tot. Ochii fetei străluceau. Carina s-a întors din nou în acea seară de mai, că diavolul a înmânat-o să meargă într-un club noapte nou. Ți prietenii noștri vor fi acolo, i-a spus prietena ei Ana. Nu contează că suntem toții, a întrebat Ana. Nu vor cere pașapoarte la intrare. Nu va trebui niciun pașaport sau bani. Acest local aparține tatălui lui Igor Cărare, a zâmbit Melana. Igor a convins tatăl său să organizeze o petrecere pentru prieteni. Ei bine, mergem. Carina a fost de acord cu entuziasm. Banii de buzunar pe care i-a dat mama ei nu mai ajungeau de mult pentru nimic. Și nu își dorea să facă niciun job seara undeva. Aproape că era ultimul ei an de școală. Va trebui să se pregătească pentru admiterea la facultate. Șampania pentru doamne a strigat fiul proprietarului clubului. Băutura, să fiu sinceră, nu era ceva excepțional. Carina nu uita cum sticlele, până de curând, când tatăl era în viață și mama lucra, stăteau în barul părinților. Și, uneori, când nu erau adulți acolo, Carina încerca alcoolul cu prietenele ei. Băutura cu care îi răsfăța pe oaspeții gor nu ar fi fost cumpărată niciodată de către familia Carol. Un amestec ieftin de băuturi răcoritoare și alcool. Carina, încearcă, este atât de gustos. Îi striga Melana acoperită de muzică. Pare că a băut deja mai multe pahare de șampanie. Și Karina s-a hotărât. Trebuie să recunosc, are un gust destul de plăcut. S-a entuziasmat. După o perioadă scurtă de timp, atmosfera din club nu i s-a mai părut atât de sumbră. E adevărat, capul ei se învârtea nebunește. Trebuie să găsesc un loc undeva și să dorm puțin, s-a trezit din cauza cuiva care îi smulgea hainele cu brutalitate. Igor, sunt primul. Această zdrianță s-a împins și înaintea mea. Carina l-a recunoscut pe Alexandru, un băiat scund și supraponderal. Ar trebui să se uite mai întâi în oglindă și apoi să se apropie de fete decente. Cu greu și-a desfăcut ochii. Pregătindu-se să-i spună lui Alexandru tot ce crede despre el, dar situația nu era în favoarea ei. Mâna cuiva i-a acoperit gura, cineva i-a prins picioarele cu tărie. Violatorii, erau cinci sau șase persoane, își schimbau locurile. Băieți, ce facem greșit? Nu mi reușește, a spus Alexandru uimit. Carina a fost pătrunsă de greață. Ce o să pătură? M-a murdărit toată, a protestat unul dintre participanții la execuție și a lovit-o puternic sub coaste. Nu-ți băga capul, îți împrumut haine ca să ajungi acasă, a spus Igor. Bine, băieți, gata cu asta. Personalul trebuie să plece acasă la ora 5 dimineața, dar mai au de făcut și curățenie. Dar unde o ducem pe asta? A întrebat cineva. Îmbrăcați-o și trimiteți-o acasă cu un taxi. Și dacă spune cuiva. Tatăl o să rezolve totul, a spus încrezător cărare. Și cine o va crede? Dacă se pretinde a fi sfântă, de ce a intrat în club? Și într-o rochie scurtă ca aceea. Abia îi acoperă fundul. De fapt, ea însă și ne-a provocat. Acasă, Carina s-a strecurat în duș fără să fie observată. Trebuie să-i spun mamei ce s-a întâmplat. Ea cu siguranță va merge să se lămurească la școală, să reclame la poliție. Cărare are dreptate, nimeni nu o să creadă în Carina trebuie să trăiesc cu asta în continuare. Nu a aflat imediat că era însărcinată. De fapt, și-a dat seama că se întâmplase ceva neașteptat când burtica a început să-i crească. Și apoi chiar și mama a observat-o, a tras-o pe parte pe fiica ei rebelă și a închetat-o, să dovedit că este prea târziu să facă avorturi. Carina nu a reușit să meargă la școală unde învățau cel puțin doi dintre colegii săi. După ce și-a încheiat povestea tristă, fata s-a uitat în ochii radiei ești și tu vinovată în asta, mama, i-a spus ea. Ți-a păsat unde sunt, cu cine sunt. De mult mai abandonat. Nu vreau copilul viitor violator. Dacă trebuie să semnezi niște documente pentru tutelă, fă-o cât mai repede. Nu voi petrece vreun zi în această groapă în plus. Dacă ai nevoie de bani, bărbatul meu te va ajuta. Nu îl pot pierde. Vreau, în sfârșit, să trăiesc normal. Când Valeria i-a spus soțului că vrea să adopte pe Ruslan, Ghenadie s-a supărat. De fapt, din cauza acestui băiețel am pierdut propriul nostru copil. El nu va trăi cu noi. Nu sunt pregătit să fiu tatălui. Dar mama are probleme de sănătate, a încercat să-i explice Valeria. Și deja nu mai este tânără. Băiatul va ajunge într-un orfelinat. Acestea nu sunt problemele noastre, Valeria. Atât mama ta, cât și sora ta te au folosit toată viața, cum nu înțelegi. Hai să uităm de existența lor! Să facem măcar o vacanță normală. Vrei, îți cumpăr un cățeluș. Îți amintești, ai cerut asta. Sau o pisică de orice rasă. Chiar și fără păr. Chiar oricare. Gena Die a îmbrățișat-o pe soția lui, dar ea s-a îndepărtat. Gena nu pot trăda copilul. El este obișnuit să trăiască în familie. Și eu sunt obișnuit să trăiesc în familie. Cu soția mea iubită. Iată ce, Valeria, am suportat toate escapadele nebunilor tăi rude mult timp. Dar răbdarea are și ea limite. Îmi este frică că va trebui să faci o alegere între un orfan nefericit, care, apropo, are o mamă naturală și eu. Te iubesc foarte mult, dar aleg pe Ruslan, a spus hotărât Valeria. Măcar pentru politețe puteai răspunde ce vei gândi, a murmurat soțul. Deci, adoptăm pe Ruslan. Te bucuri, Valeria. Nu, am spus totul. În ziua în care va apărea în această casă. Îmi voi lua lucrurile și voi pleca. Nu vreau să-mi pierd timpul cu mersul la instituții să fac o grămadă de analize pentru a obține un copil străin. Am nevoie de propriul meu copil dar pentru un motiv oarecare ți-e frică să te gândești la asta. Au trecut deja aproape șase ani. Noi nu mai suntem tineri, Valeria. Puțin mai mult și nu va mai funcționa nimic. Și eu vreau un moștenitor. Și să fiu sincer, îmi va fi indiferent în curând dacă vei deveni mama fiului sau fiicei mele sau a vreunei alte femei. Valeria a înțeles că a exagerat și a rămas tăcută. A decis să strângă documentele pentru tutela asumându-și singură acest lucru, iar de acolo se vor descurca cum va fi. Doar că nu a reușit să facă asta. Pentru fiecare mișcare în această afacere dificilă, era nevoie de acordul soțului, iar Ghena Die nu avea de gând să-și schimbe poziția. Chiar și Carina a plecat de mult cu noul ei cavaler, lăsându-și fiul cu bunica, iar tutela nu a fost încă înregistrată. Mama a murit brusc. Ieri încă Valeria o ajuta să despartă bradul de Crăciun, a luat-o pe Ruslan la ea să doarmă, iar dimineața a sunat vecina ei. A venit să ceară sare de la Iradia, dar nimeni nu a răspuns la ușă. De fapt, Ana avea cheile de la apartamentul Iradiei, dar nu le-a folosit. Când femeia a vrut să bată, ușa s-a deschis ușor de la o atingere ușoară. Vecina a intrat și l-a găsit pe Iradia, așezată într-un fotoliu în fața televizorului. Voia să-i verifice pulsul, dar era deja rece complet. Ghenadie a ajutat-o pe Valeria cu înmormântarea. Carina a refuzat să vină, spunând că va pleca cu iubitul său în Emirate cu avionul seara. Carina, ce facem cu Ruslan? Actele nu sunt pregătite, a strigat Valeria în receptorul telefonului. Am spus deja că acestea nu sunt problemele mele. Dacă nu ai auzit prima dată, repet, nu am nevoie de acest copil și nu am nevoie de apartamentul mamei, renunț la moștenire. Lăsați-mă în pace, nu am un trecut. Ea a închis telefonul și l-a dezactivat. Ghenadie, care a fost martor la conversație. I-a spus dur soției sale. Nu te aștepta ca inima mea să se topească, băiatul va rămâne aici doar până la înmormântare. Ce va urma, știi tu sau el cu toate acestea, nu a trebuit să aștepte până în ziua în care a avut loc ceremonia funerară. A doua zi, cineva a sunat la ușă. Valeria a deschis, crezând că cineva din colegii mamei a venit să-i exprime condoleanțe. În prag se afla Tatiana. Nu se schimbase deloc în cei 20 de ani de când Valeria nu o mai văzuse. Carina, câtă întâlnire! A zâmbit grosolan femeia grasă, scot un document din geantă. Sunt reprezentanta Organizației de Protecție a Copilului. Copilul a rămas fără familie și trebuie să fie transferat într-un internat. Ai avut suficient timp să finalizezi documentele, dar tu, Carina, nu ai făcut asta. Acum vor veni aici oamenii potriviți, vecinii radiei și reprezentanții ai poliției. Din bucătărie a venit alergând o pisică pufoasă cu ochi albaștri. A sărit pe canapea și și-a început să-și lingă blănița. Animale în casă. Igienă proastă a declarat autoritar noptiera. Pisica ar trebui eutanasiată. Este plină de mizerie și viermi. Dar ce spun eu? Copilul merge la internat. permiteți să se ia rămas bun măcar de la bunica, a șoptit Valeria. Copilul nu are nimic de căutat la înmormântare. Și ce familie? A răsunat vocea în îndurată și Pavel a intrat în apartament fără să bată la ușă. În cei opt ani de când Valeria nu mai locuia în acea casă, vecinul devenise și mai supraponderal. Dar nu avea de gând să-și schimbe imaginea. Purta aceeași uniformă de camuflaj nespălată și bereta albastră decolorată de timp. Pleacă! A strigat Valeria. Toți plecați de aici! Mama mea a murit! Nu, draga mea, nu voi pleca! Zâmb șmecher Pavel cu miustățile lui răsfirate sunt reporter de la ziarul local. Cred că cititorilor li ar plăcea să citească un raport de la fața locului despre confiscarea unui copil dintr-o familie dezavantajată. Cum este posibil așa ceva? Editorul șef al publicației a crescut un copil de lebădă. Un subiect excelent! Ce fel de scursuri sunteți? A strigat Valeria iar Pavel, așezându-se în fotoliul mamei, a comentat evenimentele în stilul său, înregistrând totul pe o cameră video învechită. După cum vedem, în apartament nu s-a făcut de mult timp nicio reparație. Din păcate, videoclipul nu poate transmite mirosul înțepător de tutun. Defuncta iradia fuma mult. Și astfel, dragi telespectatori, în aceste condiții a trăit copilul nefericit. Doar astăzi el va avea pentru prima dată ocazia să doarmă într-un pat curat. Dar cine știe cât timp va dura pentru el să-și uite viața în această așa zisă familie, ca pe un coșmar teribil. Când polițiștii, inspectorul pentru minori și polițistul de cartier au intrat în apartament. Fața Valeriei era umflată de lacrimi. Ea îl ținea strâns pe Ruslan care plângea și cu o voce răgușită îi implora, nu luați, vă rog. Vă rog, nu plecați. Vedeți voi, colegi, ea este complet inadecvată, a spus noptiera calm și liniștit la vizitatori. Nu este în regulă să lași un copil cu o mătușă care se află într-o astfel de stare. Este clar că are nevoie de ajutor de la psihiatrii. Sincer să fiu, ea a fost neliniștită încă din copilărie. Valeria este fosta mea elevă. A învățat foarte prost, într-adevăr. De ce ar trebui un nepot? Probabil că nu își poate face proprii copii. Valeria, disperată, a sărit la ea cu pumnii. În mod surprinzător. Tatiana s-a sustras în mod inteligent pentru dimensiunile sale și a spus rapid, vă rog să înregistrați asta, deși poate că este inutil. Pavel face înregistrarea video. La strigătele lui Ruslan, care era forțat să părăsească casa sa natală, alți vecini s-au adunat. Unii au încercat să o apere pe Valeria. Ce faceți? Înmormântarea în familie este mâine, a protestat Ana, aceeași vecină care a găsit pe Iradia moartă. Copilul a fost luat în conformitate cu regulile, a explicat noptiera. El va fi găsit o altă familie, adoptată de părinți de mii, dacă, desigur, el este normal. Am impresia că el ar trebui să fie plasat într-un spital de psihiatrie. Înmormântarea mamei a trecut ca în ceață. În dimineața următoare, Valeria i-a spus lui Genadie: Nu vei schimba poziția noastră. Atunci, cred că va trebui să fac ceva. Voi cere divorțul de la Genadie. Sper că ești de acord să încheiem căsătoria noastră la oficiul de stare civilă. Va fi mai rapid. Da, vă rog, a țipat soțul și a dispărut în baie. Nu e nevoie. Eu și Ruslan ne vom întoarce în apartamentul părintesc, așa că eu îmi voi aduna lucrurile, a răspuns Valeria. Cum a reușit ea să-și aducă nepotul slăbit, raschilug și care nu se măna cu el dintr-un adăpost după două luni este o poveste separată. Prietenii părinților i-au ajutat. Mulți dintre ei au văzut scena monstruoasă postată pe rețelele de socializare și au plâns. În ciuda dorinței cameramanului amator, oamenii erau alături de mătușă și de nepot. Mulți s-au întrebat dacă Pavel a avut permisiunea eroilor să facă înregistrări video. Aceasta este o materie de interese public. Nu este nevoie de acord, răspundea Pavel tuturor. El a în cele din urmă scos videoclipul de pe rețeaua de socializare după ce a fost chemat la poliție ca urmare a plângerilor participanților indignați la discuțiile de pe internet și li s-a amenințat cu o amendă. Pavel nu s-a temut de responsabilitate, dar perspectiva de a pierde bani i-a provocat o țică nervoasă. După ce a reflectat, el a decis totuși că publicarea a atins deja scopul. Vezi acum! Să plătesc 5.000 de lați statului din cauza unei familii nebune. Dar de a face rele împreună cu soția sa, acea doamnă care se mâna cu un șoarece, el nu a încetat. Prin intermediul lui, Noptiera primea regulat reclamații despre copilul lăsat nesupravegheat. După ce Ruslan a fost adus acasă, Valeria s-a întors la munca ei. Dar curând s-a dovedit că acolo nu era prea binevenită. Copilul se îmbolnăvea adesea și lucrătorii care petreceau mult timp în concediu medical nu erau bineveniți nicăieri. A trebuit să demisioneze. A fost norocul ei că a dat peste acest chioșc deschis non-stop. Amintirile grele ale Valeriei au fost întrerupte de un apel telefonic. Marina, în sfârșit, Valeria, am invitați. Sora mea din Habarovsk a sosit. Strigă bucuroasă în receptor în Sunt deja puțin beată, azi nu vin, cu excepția cazului în care mă întorc mâine spre seară. Marina, ai căzut. Am copilul singur acasă. S-a indignat Valeria. Găsește pe cineva care să fie de acord să mă înlocuiască. Nu se va putea răspunse Marina. Tatiana, colega noastră, a plecat ieri la țară și și-a oprit telefonul. Găsește ceva. Dacă nu ar fi fost pentru Ruslan, Valeria ar fi rămas încă o zi, dar nu a avut alternativă. Ea a luat din nou telefonul și a găsit în lista numărul proprietarului magazinului. Ruslan, nu pot sta de serviciu încă o zi, am copilul singur acasă. Găsește-mi înlocuitor. Marina vorbește din nou. Omul de afaceri se întreabă, ei. Dragă, ce mai facem? Ea e bună. Și mai e păcat că nu se poate găsi un înlocuitor. Dacă aștepți până dimineață măcar, o să-ți trimit pe cineva. În general, o să las totul și o să plec, strigă Valeria. Marina întârzie mereu. Sigur că poți pleca, dragă, spuse cu viclenie proprietarul tarabei. Dar gândește-te că în acest caz salariul tău pe lună rămâne la mine, ești de acord? Valeria a rămas fără cuvinte în fața atâtor aroganțe. Bine, nu am altă opțiune. Rămân până dimineață, dar trebuie să plec la șase. Dacă scazi ceva din salariul meu pentru asta, te voi blestema, a spus ea și a închis telefonul și a apelat alt număr. Ana, draga mea! Ajută-mă pentru ultima oară. Aveți cheia de la apartamentul nostru. Știți că nu am voie să plec, nu mă vor elibera de la serviciu până dimineață. Dar, șoi, așteaptă doar ocazia să dea raport pe. Luați-le pe ruslan pentru o noapte. Doar încercați să faceți totul liniștit. Spionii noștri nu dorm. Vecina în vârstă a exclamat și a promis să sune înapoi la Valeria să relateze cum decurge operațiunea de salvare a copilului din apartamentul închis și relocația lui Ruslan la etajul de deasupra. Am reușit a anunțat Ana după câteva minute și Valeria a respirat ușurată. Nu a putut să plece la șase, așa cum plănuise. Ruslan, care bâigeu intruna, a apărut doar pe la jumătatea orei nouă. Valeria i-a aruncat cheile și a fugit la autobuz. Traseul ducea prin parc. Acum dimineața de vreme era foarte pustiu aici. Doar câțiva însoțitori de câini se plimbau cu animăluțele lor. Iar vânzătorii de înghețată se pregăteau să-și vândă bunurile puțin solicitate la sfârșitul lunii august mai răcoroase. Stai puțin, dragă, unde te grăbești atât? A auzit Valeria vocea crăpată a bătrânului. Întârzi. Fără să se întoarcă, a strigat Ana. Nu se va întâmpla nimic copilului. El mai doarme încă. Vi de vreme, ochii suplimentari te vor vedea și vor vorbi despre asta. Valeria s-a oprit în mărmurită. De unde știe proprietara vocii la ce se gândea ea acum? De fapt, știu multe lucruri, i-au răspuns ei și Valeria s-a întors în cele din urmă. O țigancă în fustă colorată și cămașă veche și întinsă s-a așezat pe bordură. Existau mulți astfel de oameni în orașele provinciale. Pe cap, o dinioară avea o eșarfă strălucitoare, acum foarte uzată. Pe fața închisă la culoare, aproape maro, cu adânci riduri și un nas mare, se evidențiau ochii intens negri. Nu am bani, a spus hotărât Valeria. Nu ai bani pentru taxi pentru că îți duci copilul la școală, dar găsești o sută de ruble pentru supa săracă a bătrânei Tamara. În cafenea, supa de dovleac de ieri era la reducere. De ce ai nevoie de atât de mult, babei, mormăi Țigăncuța. Valeria, fără să vrea, făcu un pas în direcția ghicitoarei. Voi munci cu prisosință pentru această supă, promise țigâncuța. Acum voi rândui cărțile, ele nu mint. Următorul autobuz vine peste o oră și oricum nu te-ai fi dus prea departe cu el. Situația era complet absurdă. Valeria scoase portofelul din geantă, scosese un bancnotă din el și o în mână bătrânei nu trebuie să muncești pentru nimic. Cumpărăți ceva să mănânci și eu voi pleca. Nu ți-a spus baba Tamara vreo minciună, rângi bătrâna. Ați întârziat o jumătate de oră. Doar ascultă ce am să-ți spun și vei afla vești bune. Cu toate că depinde de fiecare. Pâtă tine, ea este bună, dar cineva va fi dezamăgit. Valeria aruncă o privire la ceas. Așa e, a întârziat metoda. Fiind de ajuns, voi asculta ce are să-mi spună această cerșetoare stranie. Deci, vorbi ca învicitoarea, întinzând cărțile tocite pe un ziar. Drumul lung nu te așteaptă anul acesta. Bogăține sfârșite nici ele. Cel mai scump lucru pe care l ai deja. Ai făcut alegerea corectă. Pentru asta te așteaptă o recompensă dublă. Vei uita curând cum ai trăit în nevoie. Oricum ar încerca regele de pică să-ți facă rău, nu va reuși. El se va întinde într-un sicriu negru. Regele de inimă suferă, el este deja pedepsit pentru încăpățânarea sa. Așteaptă-le în vizită în zilele următoare. El este mândru, se teme să ceară iertare, dar va trebui să o facă. Regina de pică, o femeie prostuță, cu o minte săracă, tu ești bună, o vei ierta. Și vei avea mulți copii, te îngrijorezi degeaba fiul tău de pe cer a rugat pentru tine. Valeria se ridică cu hotărâre. Destul pentru mine. Ce înseamnă toate astea? Regele de pică este un bărbat rău în vârstă, are înfățișarea unui militar, dar el e un înșelător. Pentru asta va avea parte din plin. Face prea mult rău oamenilor. Regina de inimă este un mic funcționar, o cunoști foarte bine. Ți-a cauzat mult rău, totul din cauza unui destin necorespunzător și a prostiei native. Regele de treflă este cel care ți-a dăruit ceasul acesta. Acum se căiește că v-ați despărțit. Die, poate. Valeria râse. Hai, încetați cu nebunii astea. De mult timp el și-a găsit pe altcineva. Serviciile de informații au spus. Cum și-a găsit la fel de repede și s-a despărțit. Un bărbat tânăr, cum rămâne el fără o femeie? Sau te-ai gândit că trebuie să te aștepte mereu? El așteaptă, dar nu știe cum să se întoarcă. Și tu privești atent în jurul tău. Ai fi observat că el se plimbă în fiecare zi înaintea casei tale. Bine, draga mea, du-te! Și a fost de ajuns ce am vorbit. Un an nu va trece și voi fi amintită și eu bine de bunica Tamara. Valeria își clătină capul, ca și cum ar scutura iluzia. Ce vrăjitorie e asta! Nu fusese nicio cerșetoare pe stradă, doar prima frunză galbenă era atârnată de un banchet gol. Merg ușor pe drumul spre autobuz. Se obosise, probabil, și apăreau tot felul de superstiții. La stație, oamenii nervoși se adunau. Poți să să-ți imaginezi cât de bine e că am întârziat la autobuzul precedent, vorbea cu patos o femeie mai în vârstă în palton verde. Acasă m-am întors și cream că am uitat să opresc fierul de călcat. Și uite așa. Câțiva pasageri au murit, sunt și răniți. Am citit zvonurile în telefon ale unui bărbat chel în cămașa din carouri. Uitați și deja sunt postate fotografii pe rețelele de socializare. S-a acționat rapid. Autobuzul a făcut doar câțiva kilometri și un camion a intrat în el din față. A întrebat cineva. Nu, camionul s-a încadrat în spatele autobuzului nostru, a explicat bărbatul. Valeria s-a înspăimântat. Întotdeauna a ales locuri pentru introvertiți. Așa le-au numit ea și Ghenadie locurile din spatele autobuzului. Dacă nu ar fi întârziat cu autobuzul anterior, Ruslan nu ar fi avut răbdare să o aștepte. Telefonul a sunat în buzunar. Valeria, ești în viață, striga vecina în receptor au spus deja în știri despre accidentul cu autobuzul tău. Nu vă faceți griji, Ana, am întârziat la acel autobuz. Voi fi acolo în curând, a răspuns Valeria cât de calmă a putut și s-a așezat pe o bancă. Picioarele nu o mai susțineau. După câteva minute a venit un nou autobuz, pasagerii s-au așezat în tăcere și și-au văzut de treabă. Ana și Ruslan o așteptau pe Valeria acasă cu ceai și plăcinte. Abia ce a trecut pragul apartamentului vecinilor, că amândoi au sărit să o îmbrățișeze. După micul dejun, Ruslan a mers să se plimbe în curte. Femeile au rămas să stea în bucătărie. Imaginează-ți, Ana, azi s-a întâmplat ceva cu mine, a început să povestească Valeria. Femeia bătrână asculta cu atenție, fără să o întrerupă. Când Valeria a terminat de vorbit, vecina a spus, și e adevărat, mistică, nu voiam să-ți spun asta, dar acum câteva zile l-am văzut în fața casei pe genadie. L-am întrebat chiar dacă el venea la tine și el a devenit jenat și a răspuns că doar a trecut pe acolo. Poate chiar avea treburi în zonă, a răspuns Valeria. Nu, înainte el uneori trecea pe acolo pe la întâmplare și sta în curte. Oricum, el are propria lui viață, o nouă pasiune, a declarat încrezătoare Valeria ai putea să afli, a sfătuit Oana. Se vede că încă simți ceva pentru el și soțul tău se interesează evident de tine. El mi-a propus să aleg între el și nepotul meu, i-a reamintit Valeria. Știi pe cine l-am ales. Toți facem prostii. Poate ar trebui să ierți. Nu voi face anchete despre Genadie, a spus Valeria. Va trebui să apar în persoană. Și el chiar a apărut. Asta s-a întâmplat la două zile după ce Valeria a fost nevoită să rămână la lucru. Genadie a venit cu un buchet imens. Valeria a rămas uimită când l-a întâlnit la ușă. Intră, poate că compulsa este făcută. A spus Ana. Broaștele vecinilor au bubuit în ușă. Uitați-vă la ea. A făcut un bordel, a strigat șoricelul de vecină. Va trebui să duci bărbați în casă atunci când ai un copil, Doamne, iartă-mă! Unii ar face orice pentru un buchet de flori. De acord a fost Tatiana, a sprijinit soția pe Pavel. Acum o să înregistrez totul, camera mea e deja gata, și apoi o să postez în grupul principal al orașului. Sara trebuie să cunoască eroina care profita de alocațiile copiilor și pe timp liber lucrează ca escortă. Genadie s-a întors brusc și s-a îndreptat spre el ascultă, bătrâne, ai auzit ceva despre viața privată. Dacă acest video apare undeva, așteaptă să fii chemat în instanță. Pavel Șoimu, în ciuda gabaritului său masiv, s-a lipit de peretele blocului. Mă ameninți. Mă insulți. O să spun în locul potrivit, a amenințat el chiar nu mă gândesc, răspunse Ghenadie. Recomand să studiați legile. Veți afla multe lucruri interesante. Apropo, sunt soțul Lirei, puteți veni aici în orice moment. Nu am nevoie de permisiunea dumneavoastră pentru asta. Fost soț, am aflat despre Tatiana. Karina s-a divorțat, a apărut o femeie șoarece de după umărul soțului. Sau poate doar o parteneră de viață. Nu suntem obligați să vă raportăm schimbările în poziția noastră familială. Ripostă Ghenadie. Incidentul cu Valeria a deranjat vecinii. De ce ai discutat cu ei? Dacă noptiera va suna, într-adevăr. Vor începe din nou certurile. Eu și Ruslan ne străduim să nu ne facem remarcați. Aceste două persoane informează despre fiecare pas al nostru ca niște spioni. Chiar și așa, nu-ți pasă. Sigur te vei bucura dacă copilul nostru va fi trimis din nou la internat. Nu mi este indiferent, răspunse neașteptat Ghenadie. Valeria, am meditat mult și am ajuns la concluzia că am făcut o greșeală groaznică. Am visat mult timp la un moștenitor, iar când ne-a apărut, chiar dacă s-a născut de la o altă femeie, am cam dat înapoi. Cea mai mare dorință a mea este să corectez totul. Ruslan, vei accepta să fiu tatăl tău sau măcar unul tău? Valeria, te vei căsători cu mine, cred că nu am altă opțiune. Spuse Valeria. Vizita la noptiera ar trebui să se întâmple în orice zi acum. Și nu am altă opțiune, declară Ruslan. Hip-hipura! Acum am tată adevărat. Noptiera nu se prezentă. În spatele inspectorului, Șoimu apărea peste tot cu o cameră video. Sunteți reprezentant al asistenței sociale? Întrebă cu severitate Genadie pe Tatiana, întâlnindu-se în ușă. El luase special liber de la serviciu pentru asta. Atunci intrați. Iar pentru acest curios reprezentant al societății va trebui să rămână în hol. Apropo, continuă el, adresându-se lui Pavel, predecesoarele dumneavoastră, răspândite de dumneavoastră în rețelele sociale, au atras deja atenția procuraturii. A fost depusă o plângere, așteptați oaspeți. V-am avertizat acum câteva zile să nu vă băgați în viața noastră. Și ce ați făcut în loc să ascultați sfaturile mele? Ați montat o mulțime de videoclipuri noi și le-ați postat în grupul orașului cu câteva sute de mii de abonați. Îl urmăriți pe soția mea? V-a insultat cu ceva? Sau ați decis să faceți senzație? Era o întrebare retorică, nu trebuie să răspundeți. Șoimu și îndepărtă în grabă camera video în spate. Și da, Rostigena die, dacă ați luat acum decizia de a șterge videoclipurile din rețelele sociale, este, desigur, înălțător. Va atenua responsabilitatea, deși nu vă va scuti de ea. Știți că internetul își amintește totul. Șoi nu mai aștepta o surpriză neplăcută. Am studiat dosarul dumneavoastră personal, adăugă Ghenadie. Pavel, le spuneți tuturor că ați pierdut piciorul în Afganistan. Dar picioarele vă sunt pe loc, adevărat, una dintre ele s-a unit greșit după ce ați suferit o fractură într-o bătaie beată. Nu dezinformați oamenii, sfatul meu pentru dumneavoastră și nu aveți dreptul să purtați asta. Nici măcar nu ați servit în armată. V-a scăpat, spuse el noptiera, se uita șocată la Ghenadie. Se pare că și-a pierdut și vorbirea. Cu toate acestea, funcționara și-a revenit rapid. Cine crezi că ești? pe ce drept te afli în apartamentul care aparține unui orfan. Am dreptul să chem poliția și o voi face acum. Poate că ești un criminal. Ai decis să răpești orfanul și să-l vinzi. Practici desfrânarea în fața copilului. Ruslan ar trebui să fie trimisă într-un internat. În primul rând sunt soțul Valeriei. În al doilea rând, apartamentul aparține Valeriei și Ruslan în părți egale, a răspuns Ghenadie. În al treilea rând, nu voi mai permite să o ofensezi pe soția mea și să sperii copilul. Dacă îți permiți ceva în plus, voi informa imediat conducerea ta. Am posibilitatea să fac asta, fi sigur. Nu încerca să mă sperii, sunt înspăimântată, a murmurat noptiera, scoțând telefonul dintr-un geantă plină și fără formă. Poliția va veni repede. În același timp, vom înregistra copilul în adăpost semnalele vin în mod constant. Vă rog, Tatiana, sunteți interesată de știrile locale și regionale. Sau vă dedicați întreaga viață să vă băgați în viețile altora și să le faceți rău. A început amical Ghenadie, arătându-i ceva către noptiera. Începând de săptămâna trecută, sunt responsabil de problemele familiei, maternității și copilăriei în întreaga noastră regiune. Cu alte cuvinte, sunt șeful tău. Voi face tot ce pot pentru a nu permite astfel de persoane copiilor. Vă recomand să sunați imediat superiorul dumneavoastră și să verificați informația. Vorbind cu superiorul, Tatiana a devenit timidă și a început să vorbească cu o voce subțire de femeie. De ce unora li se dă totul? Frumusețe atrăgătoare, soți funcționari și familie, iar altora le rămâne doar o cameră modestă într-o cameră comună. Sunt veteran al muncii pedagogice doar îmi fac treaba și încerc să fac totul conform legii. Și nu primesc niciodată nicio recunoștință. Doar blestemele. E greu să te aștepți la recunoștința oamenilor pe care îi rănești, nu-i așa? Întrebă Ghenadie, căruia acest discurs inflamat nu i-a făcut nici cea mai mică impresie. El a deschis brusc ușa de la intrare, iar Pavel, care asculta în hol, abia a apucat să se retragă într-o parte. Înregistrăm dovezi compromițătoare, domnule întrebă Ghenadie Dievesel. Nu înveți nimic din viață, șoimu. Da, așa ca tine. Ar trebui izgoniți de pe toate funcțiile cu o mătură murdară. Strigă Pavel, ascunzându-se în apartamentul său. Voi ajunge la Moscova. Veți mai vorbi despre mine când veți ajunge în închisoare. Din cauza unor astfel de funcționari nenorociți, oamenilor obișnuiți nu le mai rămâne nimic în viață. Blestemații corupți. Gena Die a închis ușa și s-a adresat din nou la noptiera. Tatiana, ai primit răspunsuri la toate întrebările. Vizita poate fi considerată încheiată. Voi avertiza superiorul tău cu privire la verificări în departament. Ar trebui să-ți revizuiești metodele de lucru. Încă plângând. Tatiana a fugit în hol. Vino la noi l-a invitat Șoimu. Dar funcționara nu a profitat de invitația lui. S-a oprit pentru un moment și a spus, știi ce, Pavel, du-te în pădure, bătrân gură cască. Să vezi tu când te trimit în instanță pentru insultă, măgăriță. S-a înfuriat șoimu și a închis ușa din nou. Mergem înainte să spunem că disputa dintre foști prieteni, deveniți inamici reconciliabili, s-a încheiat după patru lungi ani au trecut prin instanță ca pe un loc de muncă. Și niciodată niciun judecător nu a reușit să îi determine pe părți să intre în reconciliere. În acest timp, noptiera în cele din urmă a ieșit la pensie, iar tatăl autohton de paparazi. Pe fondul proceselor, a dezvoltat probleme de sănătate grave. Când soția lui a reușit în cele din urmă să-l facă să meargă la medic, cu o pierdere în greutate de 40 de kilograme și astenic, s-a dovedit că este prea târziu pentru tratament. Ar trebui să te muți în sat pentru aer proaspăt, sfătuiește doctorul tânăr cu ochii plecați. Asta te va ajuta? întreabă Șoimu cu speranță. Cu toții vom muri într-o zi oarecare, răspunde evaziv medicul. Calitatea vieții în afara orașului este oricum mai bună decât aici, printre mașini. Vei sta pe soare în grădina ta. O activitate excelentă pentru un pensionar. Ea mi-a distrus viața. Ea m-a distrus. A plâns șoimul pe rețelele sociale. Unii chiar îi simpatizau, așa cum se obișnuiește să plângi pentru cei morți, dar cei care strâng bani pentru tratament nu s-au grăbit. Valeria a acceptat propunerea fostului soț. Ruslan nu a fost adoptat. În ziua în care s-a întâmplat asta, soții strălucitori, împreună cu fiul lor, întâi școlar, au ieșit din clădirea instanței. Asta trebuie să sărbătorim, dragii mei, a anunțat în mod grandios marele funcționar Ghenadie. Ruslan, alege unde mergem. Eu voi alege astăzi, protestă Valeria. Am o surpriză pentru voi. Este ceva la care m-am gândit, a întrebat rapid Ghenadie, iar soția a zâmbit. După șapte luni, o mașină neagră strălucitoare de clasă înaltă a ajuns la maternitate. Tati, încă nu ne-am gândit la șemineul pentru bebeluși, a fost nerăbdător Ruslan. Acum vom duce familia acasă și apoi vom găsi una, a răspuns Ghenadie. Nu aveau cum să spună copilului că se temeau să nu facă un ochior, ochi să se teamă că ar putea repeta incidentul teribil de acum 8 ani. Dar totul a fost în regulă. Acum sunt o familie cu mulți copii. Ghenadie și Valeria nu au putut visa la asta în de zile au petrecut toată seara gândindu-se la numele lor. Ruslan, luându și părinții în râs, a propus să-și numească frățiorul și surioara Vupsen și Pupsen. Nu știu de ce nu am găsit un răspuns în inimile părintești, deși am amuzat. În cele din urmă, bebelușii au primit numele Ana și Ion. Chiar și mai bine, a răspuns înțelept Ruslan. În familia noastră avem destui Ghenadie, Ruslan și Valeria. Măcar aceștia doi să fie normali, Ana și Ion. Cel puțin, nu vom uita cum îi cheamă, pentru că numele rimează. Au început grijile plăcute legate de apariția gemenilor în familie. Ruslan a ajutat-o pe Valeria în timp ce Ghenadie era la serviciu, iar seara, tatăl proaspăt înmulțit s-a dedicat în întregime copiilor. Dar Valeriei îi era dificil să meargă în primbare cu bebelușii, în timp ce te ocupi de unul, celălalt poate scăpa. De ce să nu ne mutăm în afara orașului? A întrebat odată Ghenadie familia. Am putea vinde apartament și să cumpărăm o casă excelentă imediat. Pot duce eu școala la Ruslan. Ideea a fost primită cu entuziasm. Au început căutările pentru o locuință potrivită. Uite ce bijuterie am găsit! A întâmpinat-o într-o zi Valeria pe soțul ei de la serviciu. Hai să mergem să o vedem în weekend! Vila cu trei etaje se afla la marginea pădurii, chiar lângă malul lacului. Copiilor li se va simți bine aici. Dar prețul indicat de vânzător era de trei ori mai mare decât suma pe care o putea obține din vânzarea apartamentelor. Probabil va trebui să găsim ceva mai simplu, murmură Genadie. Sau să luăm un credit ipotecar. Cheia este ca această casă să nu fie cumpărată de alții. Se îngrijora Ruslan. Vreți să mă angajez și eu la serviciu? Aș scoate câinii vecinilor afară, doar să ne mutăm aici. Problema s-a rezolvat rapid și neașteptat. Într-o zi frumoasă, cineva a sunat la ușă. Ruslan deschide, a cerut Lena, care pregătea câinele pentru pui. Nu erau motive de teamă, noptiera uitase drumul către casa lor, iar vecinul neplăcut Pavel era ocupat cu procese judiciare. Bună, tu, probabil ești Ruslan, a auzit Valeria vocea cunoscută și a înghețat. Farfuria i-a alunecat din mână și s-a spart când Karina a intrat în bucătărie. Salut, soră, i-a spus ea cu prietenie. Mulțumesc că te-am găsit cu ajutorul puterii și banilor. Ce vrei? Ai semnat toate hârtiile. Te rog, taci, s-a speriat Valeria. Liniștește-te, asta nu face parte din planurile mele, încă prefer să iubesc copiii străini de la distanță, a zâmbit Carina. Am venit să-ți mulțumesc pentru tot ce ai făcut pentru mine și pentru faptul că nu vei spune niciodată nimic. Nici eu nu voi spune, a răspuns Valeria. Carina a adus o geantă uriașă din hol. Mă simt ca o țărâncuță, a glumit ea. Am adus câteva cadouri. Îmi era cu adevărat dor să sărbătorim vizita mea scurtă, altfel o să uit complet rusă. Tensiunea s-a risipit. Carina a scos din valiza ei aparent fără fund tot felul de lucruri noi. Asta e pentru tine, Valeria. Îți plac șarfele astea. Iată un cadou de la Kenza pentru tine. Acesta e parfumul preferat al lui Ghenadie. Acestea sunt haine pentru Rustem. Ah, și acestea sunt pentru mica, diverse mărunțișuri. Valeria era copălășită de sentimente contradictorii. Unde ai fost când au trimis copilul tău la orfelinat? Când eu stăteam în chioșcul de noapte? Se gândea ea. Dar imediat și-a alungat gândul urât, pentru că și Ghenadie a trădat-o cândva, dar ea l-a iertat. Seara, când șeful familiei a venit de la serviciu, masa a fost pusă. Și înainte de asta, Carina, în ciuda obiecțiilor surorii, a fost bucuroasă să o ajute la gătit. Se pare că nu am uitat, remarca cu satisfacție, gustând mâncarea. Mâine pregătim același lucru pentru mine. Nu cred că voi face astfel de eforturi. Avem bucătară. Așa, nu ai venit singură. A fost surprinsă, Valeria. Cu soțul. Așteaptă până seara, o să vă povestesc totul. Și astfel, întreaga familie s-a adunat la cină. O conversație sinceră a avut loc când copiii au fost hrăniți și adormiți. Am venit să vă spun că nu mă voi întoarce niciodată, a început Carina relatarea. Aici nu mă leagă nimic. Adevărat, băieți! Singurii mei rude sunteți voi! Și trebuie să vă mulțumesc, cum am deja spus dimineața la urei. Povestea lui Carina a fost lungă. În cei trei ani petrecuți în străinătate, viața ei s-a schimbat în mod semnificativ. M-am despărțit de băiatul bogat serioja aproape imediat pentru că m-am îndrăgostit de Edward. Își amintea ea. El era în vârstă, dar drăgălaș, foarte religios. Mi-a cerut să ne căsătorim, iar eu nu m-am opus. Trebuia să mă stabilesc în Anglia și eram pregătită să fac orice. Soțul mai în vârstă adora soția rusoică. I-a cumpărat tot ce Carina își dorea. Plătit pentru educația ei mai întâi la școală, apoi la cursurile pregătitoare de la universitate, și nu a pus nicio întrebare despre trecutul tinerei sale soții. Dar s-a dovedit că Eduard totuși aduna informații despre mine, a continuat Carina povestea. Într-o zi frumoasă, el a spus că trebuie să avem o discuție serioasă. Carina s-a înspăimântat. Știa. Discuțiile serioase, indiferent cine le inițiază, aduc întotdeauna probleme probabil a aflat ceva oribil. Și oribile din perspectiva unui englez în vârstă, profund credincios, fapte erau suficiente în biografia ei. Pe drum spre biroul soțului, Karina reflecta la locul unde va locui. Este probabil că Eduard îi va lua bijuteria. Curioasă este dacă va reuși, cel puțin, să-l convingă să nu anuleze viza. Ar putea fi angajată ca o spătăriță sau cel puțin ca femeie de serviciu. Unii proprietari de localuri oferă cazare angajaților, ar fi norocul ei să se potrivească. Sau poate îi va lăsa soțul și mașina. Atunci ar putea închiria o cameră ieftină în suburbiile orașului și să conducă în fiecare dimineață la muncă în capitală. Soțul, în ciuda premoniției nefavorabile a Carinei, nu părea nemulțumit sau agresiv. Mai degrabă era întristat. Dragă, iartă-mă, a început Eduard, am obținut câteva informații despre tine și asta mi-a permis să trag anumite concluzii. Unele informații includeau detalii despre violul unei școlărițe, despre nașterea unui copil nedorit și despre destinul ulterior al lui Ruslan. Sunt un om în vârstă, îmi permit să mă arăt emoțiile, a continuat Eduard. Știi, am plâns când am aflat prin ce ai trecut. Voiam să-ți propun să aduci copilul aici, în Anglia. Dar tu, cât am înțeles, nu poți dezvolta sentimente pentru un copil care a fost conceput prin viol. Și nu poți să te forcezi să iubești pe acest băiat, dar pot să fac ceva pentru el, pentru că el face parte din tine și pentru sora ta, care a făcut o adevărată eroare pentru binele fiului tău. Edward, îngrijorat și rugându-și soția să nu se îngrijoreze prea mult, i-a povestit totul și despre ce detectivii i-au spus despre Valeria și despre lupta ei pentru Ruslan și reunificarea familiei. Trebuie să-i mulțumim acestor oameni, a concluzionat bogatul. Mâine ne vom duce în Rusia și am o cerere. Aș putea pur și simplu să transfer o sumă mare surorii tale, sunt sigur că nu ar cheltui banii proștii. Valeria este o persoană uimitor de bună și un adevărat luptător. O combinație rară, dar oamenii trebuie să poarte responsabilitate pentru greșelile lor. Vreau să corectezi aceste greșeli singură, să te întâlnești cu Valeria și să vorbești cu ea. Dacă vei dezvolta sentimente pentru fiul tău, în care, sincer să fiu, am câteva îndoieli, avocații mei vor rezolva această problemă. Sosind în patria Valeriei, soții s-au stabilit în cel mai bun hotel al orașului. Eduard a dorit ca Karina să meargă la rude fără el, astfel se vor putea reface mai repede legăturile familiale. Familie este sfântă, i-a explicat el, dacă vrei, mă voi alătura vouă mai târziu, în ziua următoare. Când Ruslan mi-a deschis ușa, nu l-am recunoscut. Am vicit doar că e el, spunea Valeria. Și știți ce? Am înțeles că în continuare simt nimic. Mai ales că doar ieri am făcut un test de sarcină și am aflat că aștept un copil. Copilul meu cu un bărbat adevărat demn. Când m-am căsătorit cu un om care era de aproape de trei ori mai în vârstă decât mine, am făcut-o în numele unei vieți liniștite, în prosperitate acum înțeleg că îl iubesc cu adevărat. Ei bine, asta e mai bine pentru toți noi. Mâine Eduard ne va transfera o sumă mare pentru Ruslan. În orice moment, când va dori, el va putea veni la noi în Marea Britanie. Din documente, eu voi rămâne mătușa lui. A mai rămas doar să rezolvăm problema cadoului pentru voi. Nu am refuzat oferta generoasă a Valeriei și Ghenadie. Chiar în ziua următoare, soții, împreună cu copiii și noilor membri ai familiei, au plecat să cumpere Casa Visurilor. Eduard s-a dovedit a fi o persoană întâlnită incredibil de plăcută. Valeria a înțeles că Carina nu ar fi putut face o alegere mai bună. Și cum s-a bucurat când a aflat că va fi tată în curând? Niciodată nu am avut copii. Nu pot crede că asta se întâmplă în sfârșit. Englezul era în culmea fericirii. El s-a uitat la Valeria și a spus, odată, cu mult timp în urmă, visam că voi numi fiica în onoarea mamei. Dar acum m-am răzgândit. Pe fiica mea mai mare și sunt sigur că se va naște o fată. La fel de frumoasă ca draga mea Carina, trebuie neapărat să o numesc Valeria. Când am aflat despre viața acestei femei minunate, eram sigur că este făcută din piatră. Poate că asta este cu adevărat. Dar ea are un suflet imens. După o săptămână, familia cu numele de Garison s-a întors în patrie în Albionul Cețos. Și grosul se bucura de bogăția care se revărsa ca zăpada pe capul lui. Aici părea că se poate trage linie. Ruslan îi bucura pe părinți cu realizările sale la școală. An și Ion au început deja grădinița. Carina și Eduard au avut o fiică, Valeria. Acum soții se gândeau la un fiu. Eduard se simțea excelent, dar chiar dacă ceva s-ar fi întâmplat cu el, tânăra soție și fica lui ar fi fost asigurate până la sfârșitul zilelor lor. Dar Valeria nu a uitat o altă predicție a bătrânei Tamara despre iertarea pentru Dama de Pică. Ea i-a povestit soțului despre un caz straniu în parc. Gena a reacționat surprinzător de calm la această profeție. Într-adevăr, nu am putut să iau o decizie mult timp să mă apropii de tine, să cer iertare și să încerc să restabilesc relația, a spus el am fost sigur că nu vei ierta. Și te-am observat de la distanță. Dacă erai o simplă iubitoare de avere, nu ar fi fost probleme, pentru că mereu am câștigat decent. Exact aceasta a atras în mine înlocuitoarea ta temporară. Ne-am despărțit după ce am prins-o cu altcineva. M-am întors prematur din delegație. Atunci mi-a zis totul că sunt urât, plictisitor, că nu știu nimic, că sunt doar un portmoneu pe picioare. Dar eram sigur că nici ajutorul material, nici cadourile de la mine nu le vei accepta, chiar și pentru Ruslan. Folosirea poziției mele de serviciu cu siguranță nici nu ai fi dorit-o, și în ziua aceea când ți-am adus buchetul, ca și cum ceva m-a făcut să cumpăr toate trandafirii din florărie, veneam fără nicio speranță de succes, dar tu nu mai alungat. De fapt, în ziua aceea mai apărat vecinii răi și de funcționarea agresivă, mi-a amintit Valeria. Te-am iertat de mult. Dar mândria mea m-a împiedicat să fac primul pas spre tine. Este atât de bine că tu ai făcut primul pas. Nu-mi pot imagina ce am fi făcut fără tine. De fapt, îmi pot imagina foarte ușor. M-aș fi dus în Anglia, aș fi trăit acolo în casa surorii mele și nu aș fi suflat nicio vorbă. A râs Ghenadie. Apropo, despre predicții. Despre regele de inimă roșie, sper că ai înțeles totul. Acum el este pe vece la picioarele tale frumoase. Despre regele de treflă, Pavel, presupun că totul este clar. Se spune că nu mai are mult până când să se arunce de pe cer. Și noi am primit o recompensă, nu-i așa? Rămâne doar dama de treflă, iubita noastră Tatiana, o pensionară meritoasă dar am impresia că această parazită răuvoitoare nu prea are nevoie de iertarea ta. Se pare că dicitoarea a greșit în ceva. Răspunsul la această întrebare l-am primit în weekendurile următoare, când am ieșit să ne plimbăm prin oraș. Uite, Ghenadie, o bătrânică tocmai a căzut în noroi, a exclamat Valeria. E foarte grea, mă tem că fără ajutorul tău nu o voi putea ridica. Soții i-au ordonat lui Ruslan să se joace cu gemenii și s-au grăbit să o ajute pe femeia în vârstă. Cu ceva dificultate au ridicat-o de pe pământ și au așezat-o pe o bancă. Te-ai lovit rău, trebuie să sunăm la ambulanță, a întrebat Valeria. Nu, Valeria, voi sta puțin și apoi voi merge mai departe. A răspuns bătrâna, iar Valeria s-a uitat uluită la ea. Tatiana, ce-ți s-a întâmplat? Bătrâna a izbucnit în plâns. Acum sunt fără adăpost, se tânguia ea. Credeam că norocul va fi veșnic. L-am învins pe Pavela. Nu mai face toate acele procese în mormânt de mult. Și am crezut în bucuria mea că acum norocul mi-a zâmbit și mie. Bătrâna proastă. S-a dovedit că pensionara încrezută a căzut în plasa escrocilor. Și de ce aveam nevoie de asta, se plângea ea. Aveam o pensie bună, un acoperiș deasupra capului, o cameră goală într-un cămin. Dar nu mi-am dorit să fac milioane, să dovedesc tuturor că nu sunt o bătrânică oarecare. Sincer, v-am invidiat pe voi. Familia voastră și iată că Dumnezeu m-a pedepsit. Unii au totul, alții nimic, a amintit Ghenadie cuvintele noptierei de noapte spuse odată în bucătăria apartamentului. Într-o frumoasă zi, Tatiana a primit un apel de la un tânăr plăcut. Mă numesc Ilie și vreau să vă propun să investiți bani în acțiuni. Jocul pe bursă este profitabil. Știți cât de rentabile sunt acțiunile celei mai mari companii aeriene din țara noastră. Eu am investit aproximativ 100.000 în acțiune acum doar 3 luni și ieri m-am mutat într-un apartament nou. Sunt dispus să împart informația și să ofer instruire pentru o sumă moderată. La început, fostul funcționar a transferat doar 10.000 pe contul indicat. A doua zi, Ilie a sunat emoționat. Tatiana, este incredibil! Într-o singură zi ai câștigat 30 de mii. Deschide aplicația. Naiva pensionară a urmat acest sfat și a constatat că interlocutorul spunea adevărul. Potrivit siteului, contul ei nu avea 10 mii, ci 40 de mii. Încercați să retrageți banii, i-a sugerat Ilie. Telefonul mobil a sunat scurt, a venit un mesaj de la bancă. Reușise să retragă aproape o treime din sumă. Mă pot folosi din nou de tot ceea ce a mai rămas în contul aplicației pentru a cumpăra acțiuni. Întreba femeia entuziasmată de succes pe curator. Sigur că da, dar am pentru tine o ofertă mult mai avantajoasă. E adevărat că va trebui să aștepți câteva săptămâni. Dar câștigul va fi mult mai mare, îi asigură Ilie. Este suficient pentru o vacanță undeva în Maldive și pentru o mașină decentă. Ai permis. Nu, dar pot să-l obțin spuse în optiera. Este o decizie corectă. De altfel, banii vor ajunge și pentru școala de conducere conform cuvintelor lui Ilie. Pentru a obține un profit excesiv, era necesar să investești pur și simplu mai mulți bani. Dar eu am doar 100.000 de mii în cont recunoscut pensionara. Nu e o problemă. Poți lua un credit cu ipotecă pe casă, îi sfătui curatorul. Banii vor veni atât de repede, încât nu va trebui să plătești băncii dobânzi uriașe. În schimbul camerei, banca i-a alocat jumătate de milion. Toți acești bani au fost investiți în investiții de către profesorul Credul. Dar atunci când, la câteva săptămâni după aceea, a încercat să-și retragă banii pe card așa cum a făcut-o prima dată, site-ul s-a blocat. Ai făcut ceva greșit, îi spusese Ilie îngrijorat. Pentru a debloca, trebuie să trimiți o sumă pe site în limite de 100 de mii. Incredulă a retras economiile rămase de la bancă și le-a transferat pe site. Portalul s-a blocat din nou și pe ecranul telefonului a apărut mesajul temporar inaccesibil. Banii victimei escrocilor au așteptat aproape o lună, iar apoi a citit în ziar despre o nouă metodă de înșelăciune și a înțeles totul. Tatiana s-a adresat poliției, dar escrocii nu au fost găsiți niciodată sau poate doar nu au căutat. După două luni, ea a fost asediată cu telefoane din partea băncii. La început i-au cerut să facă o plată minimă, apoi au avertizat că îi vor lua casa. După trei luni a avut loc un proces care a decis în favoarea instituției de credit, iar apoi executorii judecătorești au venit și au obligat-o pe datornică să părăsească camera ei natală. Așa că acum umblu pe străzi. Mai bine că este vară suspina Tatiana. Am încercat să cer adăpost la fosta mea colegă, dar toți au refuzat. Nu pot să-mi dau seama ce să fac acum. Ce maldive! M-aș bucura să găsesc un acoperiș cald pentru iarnă. Și, în general, de ce îți spun toate astea? Am adus atâta necas familiei tale. Aici a ai izbucnit din nou un plâns amar. Ce de fiecare dată am regretat-o și valeria soțului în ureche. Hai să o lăsăm să locuiască în unul dintre apartament noastre, nu? Orfana nu poate dura mult oricum. Am avut deja o dată ocazia să mă convin că este periculos să argumentez cu tine, remarcă Ghenadie. Nu pot să-ți interzic nimic. Desigur, este o dâră, dar nu o putem lăsa în stradă. Și să nu o trimitem într-un azil pentru bătrâni. Ar face pe toți să-și piardă mințile cu supărările ei. În curând, Tatiana s-a mutat în apartamentul Valeriei, unde odată fusese neîndurătoare cu fostul elev. Dacă credeți că noptiera s-a schimbat, greșit. A rămas aceeași certăreață, cu un caracter dezgustător și într-o singură săptămână a reușit să se certe cu toți vecinii. Proprietarilor de câini le amenința că îi va trage la răspundere pentru copiii care se jucau în curte și se înfuria către aceștia. Chiar și Ana, cea mai bună dintre ele, a încercat să o împace pe Tamara cu plăcinte proaspete, dar a fost trimisă într-un loc departe. A promis că îi va trimite vecinei și se va plânge la fiscul că se ocupă cu un comerț nesanționat. Ți-am spus, fluiera genadie, mereu aduci oameni nefericiți. Va trebui să ne scuzăm în continuu în fața vecinilor. Hai să găsim o soluție pentru a o elimina. Poate că s-ar fi întâmplat așa, dar în curând s-a îmbolnăvit grav. Valeria s-a dus să o viziteze, deoarece chiriașa scandalagioasă nu răspundea la telefoane și a găsit-o căzută pe jos în bucătărie. Accident vascular cerebral, a constatat doctorul. Nu avem locuri pentru astfel de bolnavi, nu o vom ține în spital ani de zile. Când starea pacientului se va stabiliza, o vom externa. Va trebui să ai grijă de ea singură. Inima ei este sănătoasă, poate să rămână așa timp de 15 ani vă sfătuiesc să solicitați invaliditatea, îngrijirea unor astfel de bolnavi este scumpă. Dar ea nu este nici măcar rude cu noi. A protestat Ghenadie. Nu pot ajuta cu nimic, a răspuns rece medicul, dar ea va fi adusă aici direct de la spital. După externare, îngrijirea bătrânei s-a adăugat listei de sarcini a Valeriei. Era practic dezbinată între copii, un elev cu întârzieri de creștere și bolnava paralizată. Aceasta nu putea face nimic de unul singur. Când femeii în vârstă îi era necesar ceva, i-a strigat disperată, uitând să mai folosească limba. Gena încă glumea trist, nu îi putea critica pe soție. După patru luni, vorbirea a revenit neașteptat pentru. Valeria o așoptit ea. Valeria nu-și credea urechilor, s-a apropiat de pat. Să-ți aduc ceva. Poate vrei să bei sau trebuie să-ți schimb hainele. Iartă-mă! A uit confuz femeia în vârstă și s-a uitat fix la Valeria. Am iertat de mult, a răspuns ea. Ei bine, acum când ai început să vorbești, vei merge pe drumul cel bun. Acum vom bea ceaiul. Când Valeria s-a întors din bucătărie cu o cană de ceai cald, bătrâna a murit deja. Valeria i-a închis ochii, a sunat soțul. Deci s-a primit ultima prezicere a bătrânei, a spus meditativ Ghenadie. Interesant unde pot găsi acea femeie Tamara. Aș vrea să-i întreb ceva. Prin parcul pustiu alerga în urma autobuzului un tânăr student de la facultate. Să nu ratez microbuzul, voi avea un examen peste o jumătate de oră. Dacă Mihai nu va reuși să treacă acest examen. Nu-i vor permite să participe la examene. Și asta e adio visul de a obține o educație superioară. Iar acasă, mama bolnavă, care a visat atât de mult ca fiul ei să devină medic, se neglija pe ea însă și își angaja profesor particular pentru Mihai, lucra pe trei locuri de muncă și acum s-a epuizat. Nu te grăbi, frumusețe, nu va fi examenul astăzi, Evgeni, băiatul vostru, s-a îmbolnăvit, a auzit studentul și s-a oprit din întâmplare. Pe bordură, o vânzătoare ambulantă se așezase într-o șarfă decolorată, ținând o pachet de cărți zdrențuite în mână. Mama ta va fi bine, iar tu vei deveni un cardiolog cunoscut. Și da, Lena, de la anul 3 îți place și ea. Dar vrea să faci tu primul pas. Fetele sunt așa, a zâmbit vrăjitoarea stranie. Ar fi mai bine să-i cumperi bunicii Tamara o limură de supă de dovleac, portocalie ca soarele toamnei, aromată și fierbinte. Și eu îți voi spune adevărul pentru asta, nu voi ascunde nimic.